Mulțumesc frumos, domnule președinte. Obiectul declarației politice de azi este evoluția economiei românești, este confirmată și de instituțiile financiare internaționale. Stimați colegi, cu toate criticile la care am fost supuși, atât noi parlamentarii PSD, dar mai ales guvernul Grindeanu, cu privire la măsurile pe care le-am adoptat în primele 3 luni de guvernare, constatăm că evoluția economiei românești este confirmată și de instituțiile financiare internaționale. Astfel, ultima prognoză a Fondului Monetar Internațional arată că economia României avansează cu 4,2%, FMI revizuind în acest mod prognoza de creștere pentru economia României de la 3,8 la 4,2. În pofida revizuirii pozitive, ritmul de creștere anticipat de FMI este mai lent comparativ cu proiecțiile guvernului Grindeanu, conform cărora economia românească va avansa cu 5,2%. Pentru noi nu este nicio surpriză că FMI și-a îmbunătățit estimarea privind creșterea economică din acest an. Așa au făcut în fiecare an. Au plecat inițial cu estimări pesimiste, iar în final au ajuns la cifrele estimate inițial de guvernele noastre. De fiecare dată, experții FMI s-au înșelat cu privire la creșterea economică a României. Economia națională va crește în acest an cu 5,2%, așa cum anticipăm noi, parlamentarii PSD și guvernul Grindeanu, susținut și de parlamentarii ALDE, pe baza informațiilor venite de la Comisia Națională de Prognoză. Comisia Națională de Prognoză va publica în scurt timp o prognoză revizuită în creștere privind produsul intern brut estimat pentru anul 2017, o valoare mai mare decât cea estimată în programul PSD, ceea ce arată că estimările noastre au fost destul de prudente. Semnalele economice din primele luni acestui an confirmă din plin prognoza de creștere. Vorbim despre creșterea investițiilor private în economie, de crearea de noi locuri de muncă, de creșterea producției industriale, de optimismul angajatorilor. Sunt indicatori importanți că economia României va fi pe plus. Nu are cum să fie altfel dacă noi, în fiecare lună, luăm măsuri prin care creștem veniturile populației și scădem taxele și impozitele. Modificările care vor fi promovate în perioada următoare de guvern la codul fiscal urmăresc nu doar o mai bună colectare a veniturilor la bugetul public, dar și o împărțire echitabilă a poverii fiscale. Cei cu venituri mici vor fi protejați, așa cum ne-am angajat în programul de guvernare. Însă, companiile vor avea un spațiu fiscal pentru a crea locuri de muncă mai bine plătite. Cheltuielile ce vor fi deduse încurajează un comportament social responsabil în domeniul asigurărilor, sănătății, educației și culturii. Un alt obiectiv important al guvernului este fiscalizarea economiei, în principal în sectoarele la care acum este evaziune mare, de exemplu, la colectarea TVA și a accizelor. Cetățenii vor fi motivați să ceară bonuri fiscale pentru toate plățile pentru a-și diminua impozitele. Astfel, se va fiscaliza o bună parte a economiei și vor crește mult veniturile din TVA și accize. Noi, cei de la PSD, vrem ca în 2020, după implementarea integrală a programului de guvernare, România să fie recunoscută la nivel internațional și european ca țară cu mână de lucru înalt calificată și cu un mediu de afaceri predictibil și favorabil investițiilor. Vă mulțumesc, deputat de Botoșani, Marius Constantin Budăi.